Robert Negoiță, hop și el A venit cum vin primarii, știi? Foarte grăbiți, așa, uitându-se la ceas mereu Adică, mă înțelegi, ei au treabă, frate Că e muncă multă la primărie În slujba cetățeanului, alea, alea iar ăștia de la DNA, uitați-vă și voi, îi întrerup pe oameni din muncă pentru niște prostii Mă rog, când a ieșit omul, lucrurile erau ceva mai clare Urmărit penal pentru un prejudiciu de 7-7 șapte, șapte de milioane de lei Sper să ajungem cât mai repede în instanță cu, această, cu acest dosar și să dovedesc acolo nevinovăția mea. Să ajung în instanță să-mi dovedesc nevinovăția. Nu mai știa ce are de demonstrat, domne. Mare grijă, domnul Negoiță, să nu demonstrați alte chestii, nu știu. Vreo mare problemă a matematicii sau, doamne ferește, să nu cumva să dovediți vinovăția. Oricum, negoiță e și el de la cu Vai, ce mă bucur că sunt urmări penal Să se termine odată cu dosarul ăsta, domne, Că îmi stătea pe inimă 7-7 de milioane de lei Ne plata taxelor pentru 1200 de apartamente vândute Fără ca sumele să fie declarate Nu știu ce treabă are asta cu DNA-ul, corupția Că omul nu era în primărie atunci, dar mă rog Deci hai să-i numărăm, să vedem cum stăm Onțanu, Kiliman, Piedone, Vanghelie Acum negoiță, 5, frate. Deci ar mai fi unul, nu? A, domnul Mănescu, de la sectorul 6. Ce faceți, domnul Mănescu? Totul ok? Oricum, din ce am auzit, Mănescu s-ar fi protejat foarte bine de procurori în toți acești ani. Da, n-a trecut deloc pe la muncă.